sau neclarități pe tema proiectului. Da. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt nelămuriri, întrebări? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a parcărilor publice din municipiul Moinești de către agenții economici. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Ați văzut că e ceva nou aici, n-a fost până acum în oraș. Spațiile comerciale care au suprafață mai mare de 350-500 de metri pătrați să plătească parcări. Nu vor avea o parcare personalizată în față la Profi sau la Carrefour sau nu știu unde. Vor plăti 3 parcări de reședință, pentru că în majoritate mașinile care opresc în față acolo se duc la aprovizionare la spațiile dumnealor, să plătească și dumnealor parcare, așa cum plătesc toate persoanele fizice și juridice din Moinești, și mai mult decât atât și persoanele fizice care utilizează mașini de la societăți comerciale, de la persoana juridică unde lucrează. Prin declarație în propria răspundere. Identificăm noi, dacă nu fac, este scris acolo și sancțiune și tot. De ce eu, ca și cetățean al municipiului Moinești, plătesc pentru mașina mea, iar pentru mașina de la societate și vedeți, Petromul, Mazarini, Lidl, nu mai știu cine. Mazarini o parchează în curte. Nu-i nimic. Când se duce la piață, o parchează și la piață. Și atunci 30 de lei, 30 de lei pe lună, pe an, nu e o avere pentru OMV sau pentru ce. Și măsurile ce se face ceva poliția locală, da. Poftiți? Vis-a-vis de mașinile care au afiș de vânzare și blochează toată parcarea. Eu zic că, domnul Lucas, auziți. Auziți. Poftim? Măsuri cu mașinile pe care le-au scos la vânzare în spațiu public. Eu știu că este acțiune pe această activitate. Nu știu, dar sunt blocate, sunt grămadă. La? Da, da. Ce se întâmplă? La vechea poliție, cred că e Talcioc acolo. Acolo e parcare privată. Ne legăm din niște spații care nu utilizează nimeni acum. Hai să ne legăm din zona urbană, nu din un spațiu. Adică eu nu stau în zona urbană. Dar ce vreți să spuneți? În parcarea aia stă cineva care are treabă zilnic și ocupată de... Dacă fac divers. Da. Eu zic că trebuie să accentuăm zona asta aglomerată. Și... Da. V-am spus că e o taxă în plus, dar o taxă care vine să egaleze cât de cât această plată. Nu numai vecinul meu are mașină de la serviciu, nu plătesc, eu plătesc. Eu cred că e normal. Poate să întreb de unde nedreptăți. Eu am trei și plătești în indemnizația de consilier. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări sau neclarități, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind participarea Unității Administrative Teritoriale Municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă aveți nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiarii de ajutor social.
Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat bună. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, clarificări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinești, încheiat cu SC Transmar SRL Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, neclarități pe marginea proiectului, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți neclarități sau întrebări cu marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, neclarități, dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxă pe terenul care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau neclarități,
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Libertății, fără număr, identificat cu numărul cadastral 3073. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din municipiul Moinești pentru anul 2020. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 20 din 28 februarie 2013, privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Moinești, aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, clarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Sud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1087 din 16.04.2018. Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 27A, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt nelămuriți, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor Moldavian Challenge Cup, karate, coic și așa cum o fie, și concert extraordinar de mărțișoare. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința de comisie. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați și colegi, în continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen al Consiliului Local al Municipiului Moinești și declarăm deschise lucrările ședinței de astăzi. Având în vedere necesitatea convocării ședinței ordinare pentru data de 28.02.2020, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 56/2020, a fost convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Moinești pentru data de 28.01.2020. Vă informez că ședința este legal constituită, având în vedere convocatorul și lipsa de prezență, fiind prezenți toți consilierii mandatați în funcție. De asemenea, supun atenției dumneavoastră aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 17-12-2019, 23-12 și 9-1-2020. Vă informez de asemenea, în conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 38, aliniatul 15, că aceste procese ale ședințelor enunțate anterior au fost puse la dispoziția comisiilor de specialitate pentru a fi completat conținutul acestora. Până în acest moment nu au fost depuse la Secretariatul Consiliului Local completări sau modificări asupra conținutului, drept pentru care consult plenul în vederea aprobării conținutului proceselor verbale din ședința ordinară din data de 17.12.2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. De asemenea, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 23.12.2019. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Supun la vot și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 9 ianuarie 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi, au fost aprobate conținuturile
celor trei procese verbale întocmite în ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local din luna decembrie și luna ianuarie. Având în vedere suplimentarea ordinii de zi, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot atât ordinea de zi cât și ordinea de zi suplimentară și pentru a parcurge materialele care v-au fost puse în discuție de către inițiator. Vă mulțumesc, doamna secretară. Este prima ședință pe acest an. Prezență 100%, începem foarte bine. Deci, trecem să supunem la vot ordinea de zi cu proiectele respective și ordinea suplimentară cu proiectele care sunt. Cine sunt, dacă sunteți de acord? Da. Trecem la treabă. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea municipiului Mioneș pentru anul 2020. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, s-a votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a parcărilor publice din municipiul Mioneș de către agenții economice. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Juridică. Juridică. Discuții pe baza proiectului. Nefiind discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, s-a votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind participarea unității administrativ-teritoriale municipiul Mioneș ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri ESA. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Votat, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Mioneș, încheiat cu SC Transmar SRL Mioneș. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 3 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale al municipiului Mioneș. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține, votat, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestor la domeniul privat al municipiului Mioneș, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, supune la vot cine este pentru. Împotrivă, cine se abține, votat, mulțumesc. Sări punctul 7. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiare de ajutor social. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Bine. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Juridică? Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuție pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Mioneș, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri.
Mulțumesc, votat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești de sub Bacău pentru anul școlar 2020-2021. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Votăm. 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Libertății, fără număr, identificat cu număr cadastral 3073. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din municipiul Moinești pentru anul 2020. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Trecem la ordinea suplimentară. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 20 din 28.02.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând în domeniul public al Municipiului Moinești aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza Municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Votat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1087/14/2018. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Pumplilor, numărul 27A, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Votat. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în extravilanul municipiului Moinești, Punul Căcioaia, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Votat. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor Moldavin Schlager Cup, Garate, Cucușin și concert extraordinar de mărțișor. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Votat. Trecem la diverse. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personale al persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul 2-2019. Apoi avem un raport privind ducerea la îndeplinirea prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul
189-25 a 10-2019 privind acordarea ajutorului în material de construcție în vederea realizării accesului la proprietate a cetățenilor din strada Alessandru Ioan Cuza, municipiul Moinești, județul Bacău, și mai propunere privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului municipiului Moinești pentru anul 2019. Întrebări? Discuții? Cine vrea să ia cuvântul? Nu, la diverse. Dintre consilieri. Dintre consilieri, întâi și după aia, da? Dintre consilieri. Am să intervin eu dacă nu vrea nimeni. Cu asistenții personali, știți, e acest raport anual, nu sunt probleme. Ne-am achitat față de aceștia, le-am asigurat salarii, concedii, normă de hrană, deci nu sunt probleme în ceea ce privește finanțarea acestor servicii către persoanele cu dezabilități și cu handicap din municipiul Moinești. Celălalt cu materialele, așa cum a spus, vom veni cu un raport în fața Consiliului Local atunci când vor fi finalizate lucrările pe strada Alexandru Ioan Cuza. Lucrările în ceea ce privește accesul către locuințe, nu lucrarea pe întreg, pentru că lucrarea pe întreg o va face, recepția o va face Compania Națională de Investiții, la care vom fi invitați și noi și IGESIC-ul probabil. Și am sesizat deja Compania Națională de Investiții, sunt câteva nereguli acolo privind covorul asfaltic, poate ați observat și dumneavoastră imediat după calea ferată și încă alte câteva locații. Am trimis poze, am înștiințat Compania Națională de Investiții să suspende recepția până la venirea anotimpului favorabil reparațiilor covorului asfaltic acolo unde nu a fost turnat corespunzător. Ne referim aici la materialele date de Primăria Municipiului Moinești cetățenilor din cartierul Hangar și celor care din Băsiești, celor care nu și-au putut realiza singuri aceste accese către locuințe. Am mers cu echipa de la domeniul public și chiar am ajutat să încheiem această activitate. Astăzi raportul este în fața dumneavoastră, astfel sunt justificate acele materiale pe care le-am dat. La punctul 3 la diverse este evaluarea performanțelor profesionale a secretarului municipiului Moinești. Eu vă pot spune că sunt mulțumit de activitatea doamnei secretar, colaborăm. Drept dovadă, astăzi am avut 26 de proiecte sau 21 de proiecte pe ordinea de zi, toate semnate de doamna secretar, toate și cele de anul trecut. Ați votat în unanimitate, domnul președinte de ședință a fost mai militar aici și dumneavoastră ați pliat pe rapiditatea pe care dumnealui a impus-o și iată, am aprobat toate proiectele de hotărâre. Vă mulțumesc, 19 din 19 la fiecare proiect și dacă ne ducem în istorie, cam așa s-a desfășurat anul trecut. V-aș propune să nu mai... să mergem în campanie împreună ca să fim majoritari în Consiliul Local și atunci nu o să mai fie nevoie că tot votăm așa împreună. Dar e un lucru bun, că putem fi o echipă și putem conlucra pentru dezvoltarea localității prin aceste proiecte de hotărâre pe care vi le propunem noi, eu, domnul viceprimar. Nu au fost contestate hotărâri de Consiliu. Au fost doar acele discuții pe final de an privind revizuirea unor hotărâri de Consiliu. Am venit în fața dumneavoastră, ați văzut la momentul de față, pentru că tot am la discuție, cea cu hotelul este depusă la Ministerul Sănătății în termenul în care ne l-a cerut, 29 decembrie. Este înregistrată, am fost personal acolo și urmează cursul acum spre avizare la Ministerul Justiției și înaintare la Secretariatul General al Guvernului pentru emiterea hotărârii de guvern. Sperăm să prindă contur și această clădire și de asemenea am fost la ANL și la Ministrul Dezvoltării pentru acea aripă de, pentru transformarea ei în locuințe pentru cei din sănătate, medici, până în jos, asistent, brancardier și ce mai fi la spital. Bugetul îl vom aproba probabil jur datei de 15, după 15, că e weekend 15. După data de 15 voi convoca ședința de Consiliu. Am inițiat, bugetul este în transparență decizională, așteptăm și sume de la Consiliul Județean, poate avem norocul să ne mai atribuie și ceva din bugetul Consiliului pe Consiliul Județean. Sperăm să ne dea ceva și de acolo și atunci să venim și cu completarea acelor sume. E un buget de investiții mai bun decât în anii precedenți.
O să-l vedeți la timpul potrivit. Nu intru acum în amănunte, o să-l expun atunci când îl voi și îl voi propune spre aprobare. Dar pentru că s-au demarat câteva lucrări în municipiul Măinești, trebuie să știți, astăzi chiar de ieri începând lipind gazonul pe terenul de la școala 2, urmează să amenajăm terenul de la școala 4, am fost astăzi la măsurători acolo, urmează să ceară ofertă, să întocmească devizul să ceartă ofertă, să realizăm și acel teren cu gazon artificial marcat, cu tribune la școala generală Tristan Țara. De asemenea, vă pot spune că s-a finalizat procedura de achiziții la centrala din spatele Bisericii Sfântul Nicolae și cele trei case din cartierul Lucrăcești pentru persoane cu dezabilități. Vor locui 18 persoane în cele trei case și această centrală va fi transformată în centru de zi pentru persoane cu dezabilități. Valoarea proiectului este undeva la 4 milioane 700. Contractul este semnat. Pe data de 4 februarie este convocată comisia care va implementa proiectul de la Direcția Județeană de Asistență Socială, Primăria Măinești, constructorul și dirigintele de șantier. Acestea sunt deja începute. Vom lucra la noi proiecte, să spun așa, ce apar în sesiunea 2020-2021. Deja am avut câteva discuții pe iluminat public și pe POC-ul, pe calificare și ce va mai apărea în perioada imediată de finanțare. Sper să avem un an bun, sper să colaborăm, să trecem aceste hopuri care sunt în graficul de anul acesta și să ne întâlnim sănătoși. Vă mulțumim, domnul primar, pentru proiectele de viitor pe care le-ați prezentat. Sunt sigur că se vor și îndeplini. Și dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc și eu, în primul rând, consilierul și dumneavoastră personal, pentru faptul că mi-ați încredințat, cum s-a zice, președinția pe aceste trei luni. Sunt foarte mulțumit de prezența dumneavoastră. Vreau să vă spun cu ocazia aceasta că, începând de mai, să nu fie discuție, o să mă retrag din politică, o să mă acces pe cele două variante, terapie și teologie. Și eu ce să vă rog? Vă doresc la toată lumea succes în alegerile care vor fi, dar sper ca un loc cum eu să fie un tânăr, că de asta mă dau deoparte, pentru să vină și tineri aici, în Consiliu, pentru că asta e viitorul tineretului și Dumnezeu să o ajute. Am înțeles că și domnul Bejan are o problemă, dacă sunteți de acord ca să... Domnilor consilieri, domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor, bună ziua și la mulți ani pentru acesta. Punctul 1. Vreau să mulțumesc eu și soția mea și în numele soției mele, domnilor consilieri, domnului primar și domnului viceprimar, cât și celorlalți salariați participanți la organizarea Zilei Culturii Naționale la nivelul Măineștiului, cu toate eforturile făcute, pentru că a fost o festivitate binevenită, cât și faptul că am aniversat ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Nu fac dezvoltare, pentru că am pretenția că toți înțeleg foarte bine despre ceea ce vorbesc. Și am învățat, trecând prin școală, cam toți, ce înseamnă Mihai Eminescu. Doi, tot la primul punct, a rămas complet nemulțumit de comportamentul unor salariați ai primăriei Măinești, cât și a unor elevi, prezenți în această sală de spectacol. Și vă spun despre ce e vorba. În timp ce cei doi profesori universitari, și sunt sigur că niciunul nu se va ridica la nivelul lor, oricât vor trăi, s-au ridicat în timp ce oamenii își susțineau spiciul în fața noastră tuturor, i-au întors spatele și au plecat, sau mai degrabă și, cât au vorbit respective și persoane aflate în sală, telefoanele. Nu aveau nicio treabă. Dar în aceeași situație au fost vreo 12-14 elevi de liceu, în principal, care a avut același comportament, în timp ce oamenii vorbeau, au întors spatele și au plecat. Mesajul meu și al soției, să vă fie și să le fie rușine. Lipsă comportament sau, hai să fiu mai general, cei 7 ani de casă, apar n-am. Mergem mai departe. 2. Pe mine, statutul de cetățean de onoare ale fostului primar a Ilincăi Vasile nu mă onorează. De ce până la această dată nu i-a fost retras? Pentru că a fost condamnat pentru infracțiuni de drept comun, odată, în legătură cu serviciu și de serviciu. Cine nu înțelege, întrebați-vă consilierii juridici și știu ce spun.
Nu te vine. O propunere până acum. Retragerea calității de cetățean de onoare. De ce nu s-a făcut până acum? Și am câteva motive, în afară de condamnare pe care am avut-o. Pentru mine a fost, este și va rămâne un infractor toată viața, chiar dacă va fi reabilitat juridic în condiții de legii, am câteva alte capete de acuzare. V-aș ruga să observați că, atât timp cât a fost primar, poate vă interesează să verificați cele punctul Nocea de pe terenul primării, fost terenul proprietate privată sau domeniul public privat al primăriei Mănești, intrat în patrimoniul lui Emin Crevastri odată, de două ori, terenul de la Distrofici, care în 1948 era proprietatea ocolului Silvic Boinești, odată, de două ori pe acel teren, ocolul Silvic Boinești, și poate confirma domnul inginer, era plantația silvică de pepiniera ocolului Silvic Boinești. Cu ce drept a intrat în proprietatea lui Emin Crevastri? Altă chestie. În acel loc, exact în această perioadă, fostul primar Mircea Repet a anunțat că a investit în acea clădire până la 1 ianuarie 2000 1.900.000.000 de lei pentru a amenaja corespunzător adăpostul antiatomic, anunțându-ne în această sală pe toți care eram prezent și consilier și salariat și tot ce mai era pe aici, că era cea mai modernă clădire și mai bine dotată din Moldova. Vă reamintesc că Moldova are 8 județe. Capitale plus orașe de la nivelul municipiului Mănești. De ce această clădire a fost demolată? Relație vă poate da foarte bine. Invitați-l sau chemați-l în ședință că aveți dreptul ăsta. Conducătorul lucrărilor de demolare a fost dascălui Ioan, cel puțin 10 salariați de la primăria Mănești și utilajele primăriei Mănești. Cine plătește? 3. Al capăt de acuzare. Interesați-vă că această bibliotecă, clădirea bibliotecii, trebuia la finalizare să fie dublu ca dimensiuni, inclusiv o sală de ședințe de 80-100 de locuri. Clădirea trebuia să fie din nord, dinspre blocul Selectunul, până în trotuar. Același domn Mircea Refit a enunțat faptul și ne-a anunțat tot în ședință că proiectul valora 35 de miliarde de lei, calculat la inflație pentru 2-3 ani de zile cât dura construcția, și cu toate utilitățile interioare, suma aceasta. Clădirea a rămas la, s-a terminat la jumătate din suprafața proiectată și a costat 100 de miliarde. Aici i-aș obliga să plătească, aici din Căivasile, cu toate neamurile lui, toți urmașii lui, inspectorii curții de conturi, solidar cu curtea de conturi, parchetari și polițiști care au lucrat la toate dosarele în timp. La fel pentru ei și urmașii lor. V-am dat câteva subiecte, puteți verifica, vă stau la dispoziție, v-am dat oamenii care trebuie luați la anchetă. Ce spun oficiile de, sau ce spune oficiul de consultanță juridică la nivelul Măineștiului? Aveți hotărârea prin care Emin Crevasile a fost condamnat definitiv? O aveți legalizată ca să o puneți în executare? Vis-a-vis de statutul de cetățean de onoare, cu drepturile de care beneficia teren, etc., etc. Scuzați în terenul, da, termenul și termenii și tonul, dar zi de zi am fost apostrofat de unii și de alții, oameni cu o anumită pregătire intelectuală, profesională, în principal universitar sau universitară, depinde cum, de ce punct de vedere privim sau sunt cei cu care am dialogat, au aceeași mulțumire vis-a-vis de Consiliu și Primărie pentru și primar pentru fiecare mandat în parte. De ce? Ailin Căivasile este cetățean de onoare al Măineștiului cu toate drepturile cuvenite. De ce curtea de conturi n-a executat? De ce parchetare vă și-a făcut treaba? De ce foștii polițiști implicați în anchetele care s-au efectuat la vremea aia nu le-au finalizat în mod corespunzător? Și repet, în frunte cu curtea de conturi, cu inspectorii, cu toți le-aș lua banii pe viață, lor și urmașilor lor, până ca primăria își va recupera toate prejudiciile create și produse de Ailin Căivasile. Și încă o chestie, domnilor consilieri. Uitați-vă un pic la împrumutul făcut de Ailin Căivasile pentru cele 4 milioane de euro și cam cum s-au cheltuit. Chiar nu vă interesează, pentru că primăria Mănești are vreo 8-10 ani de aici de plătit încolo împrumutul lui Ailin Căivasile. Vă onorează? Pe mine nu onorează. Mulțumesc, un an bun, tot ce vă doriți. La mulți ani. Vă mulțumim, domnule. Dacă mai are cineva. Dacă mai scrie cineva, domnule.
vizitatorii. Declarăm închisă ședința. Vă mulțumim pentru participare. Vă mulțumim pentru. Thank you.